Accident de groază în sectorul botanic al capitalei Trei mașini nu au încăput în aceeași intersecție. Totul s-a întâmplat în seara de 3 decembrie la intersecție dintre Bulevardul Decebal și strada Trandafirilor. În imaginile de la fața locului se vede că toate trei vehicule au fost grav avariate. La locul accidentului a venit un echipaj de poliție care a documentat cazul. Din informația oferită de ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, totul s-ar fi întâmplat după ce un șofer de 31 de ani nu a cedat trecerea unui alt conducător auto în vârstă de 53. De ani. Prin urmare, cele două automobile s-au tamponat violent, iar unul dintre ele a fost proiectat în mașina unui tânăr de 27 de ani care se deplasa regulamentar. Din fericire, în urma impactului, nicio persoană nu a avut de suferit. Oamenii legii continuă cercetările, iar dacă vina șoferului de 31 de ani va fi demonstrată, el riscă amendă de 1500 de lei, dar și 6 puncte de penalizare.